Coama leului. Dramatizare de Andrei Bantaș, după novela cu același titlu de Arthur Conan Doyle. Bună dimineața, domnule Holmes. Bună dimineața, domnule Stackers. Da, ce splendidă dimineață, domnule Holmes. Promenada pe faleze e mai agreabilă ca oricând. Adevărat, domnule profesor. Deși o fac în fiecare zi, mă bucură de fiecare dată ca o noutate. Eram convins că o să ieși la plimbare și că o să te întâlnesc. Am impresia că te duci să te scalzi în golf. Nu te lași deloc de vechea meserie. Nici chiar acum, la bătrânețe. Credeam că ai ieșit la pensie, domnule. Nu era nevoie de un detectiv ca să observe că prosopul de baie îți umflă buzunarul. Da, mă duc să mă scald cu McPherson. El a pornit-o mai de dimineață. Și sper să-l găsesc încă pe mal. McPherson? Da, Fitzroy McPherson. Nu-l cunoști pe profesorul nostru de științe naturale? Mi se pare că da. E băiatul acela cu statura atletică și pasionat de toate sporturile. Într-adevăr, e un tânăr promițător în cariera didactică și un sportiv foarte bun. Din păcate însă suferă de inimă, așa că eforturile fizice sunt cam periculoase pentru el. Nu cumva e chiar el colo la capătul poteții? Parcă el ar fi. Dar mă întreb de ce s-o fi întors așa curând. Era vorba să mă aștepte la locul obișnuit, pe lagună. Dar ce-o fi cu el? Se clatină pe picioare ca un om beat. Da, adevărat. Da, nu se prăbușește. Vai, bietul băiat! Să mergem! Hai să mergem, domnule Stackers! Ce este? Ce ai pățit, domnule? Și câine, omule, ce-ai pățit? Abia-și mai trage sufletul. Ce te doare? Spatele. Spune repede ce s-a întâmplat. Ai fă un efort, încearcă, te rog. Dar ce-a putut oare să se întâmple cu el? Mă tem că nu m-a aflat niciodată. Domnule McPherson, mă auzi? Ce sunt semnele astea îngrozitoare de pe spate? Te-a bătut cineva? Cine? Cine? Răspunde! McPherson! McPherson, răspunde! Coama! Coama? Dar ce coama? Păi spune! Spune, McPherson! Coama... le... Da, hai, da! Le... lui... McPherson! Ce-i cu tine, McPherson? Exact, da. Nu ne mai poate auzi. E o crimă monstruoasă. E un caz cu totul deosebit. Coama leului. Parcă asta a spus. Hei, McPherson! Ce-a pățit? E rănit? E mort, domnule Marder. Mort? Totuși, poate că îi putem veni în ajutor, nu? Nu știu, sunt înmărmurit de ceea ce văd și nici nu mai pot gândi. Iertați-mă, dar într-o asemenea împrejurare uiți de etichetă. Dați-mi voie să vă prezint. Domnule Holmes, dânsul este Ian Marder, profesorul de matematică de la școala mea. Iar dânsul, domnule Marder, este celebrul detectiv Sherlock Holmes. Îmi pare bine, domnule Marder. Da. Mi-ar fi părut mai bine dacă ne-am fi cunoscut în împrejurări mai plăcute, domnule Holmes. Spune-mi, Marder, n-ai fost cu McPherson la scaldat? Nu. Nu, azi n-am fost, nu, am întârziat. Încă n-am fost pe plajă. Dar de unde vii? Vin de la... Vin direct de la Vila Frontoanelor. Vila Frontoanelor? Da, ăsta e vechiul nume al localului în care am înființat eu școala. Da. Marder, nu ne poți spune nimic în legătură cu ce s-a întâmplat? Dar nici nu știu ce s-a întâmplat! Dar nu vezi! Privește, te rog, uite. Oh, ce urme hidoase! S-ar zice că l-a biciuit cineva până în pragul morții. Groaznic. Totuși e destul de greu de știu de ce a murit. Spuneați că suferea de inimă? Da, avusese reumatism la inimă în copilărie. Dar stăm aici cu brațele încrucișate? Nu putem face nimic? Domnule Marder, ai vrea să fii așa de amabil să te repezi până la jandarmeria din Farrars? Da, desigur, desigur. Da, atunci te rog, du-te și anunță imediat. Alerg, te așteptăm aici. Da.
Holmes, nu ți s-a părut ciudată atitudinea lui Murdoch? În împrejurări dintre acestea, atitudinea tuturor oamenilor pare mai mult sau mai puțin ciudată. Bine, bine, dar nu ți s-a părut suspect individul? Da și nu. Ai motive speciale să-l bănuiești? Eu nu sunt omul care să arunc cu piatra împotriva nimănui, dar... Dar? Murdoch e un tip ciudat. În ce privință? E antipatizat de toată lumea. N-are niciun prieten. Nu mi se pare o justificare suficientă pentru o acuzație de omor. Și pe urmă, unii matematicieni trăiesc într-un fel de izolare pe care lumea nu o privește cu ochi buni. Bine, dar omul ăsta are niște izbucniri de furie care adesea ori îmbracă forme feroce. Se poartă urât cu elevii? Uneori, da. Însă cel mai grav incident l-a avut cu McPherson. Cum? Au avut un conflict personal? Da, un lucru destul de ciudat. Da, povestește-mi, te rog. Era să-l concediez din pricina asta. Serios? Dacă n-ar fi un profesor atât de capabil, l-aș fi dat afară pe loc. Dar ce a făcut? Știi, Murdoch și cu McPherson erau prieteni destul de buni. Bine, parcă spuneai că Murdoch e antipatizat de toată lumea. Da, însă McPherson avea o fire atât de bună încât se împrietenise cu el. De fapt, era singurul prieten al lui Murdoch. Și? S-au certat? Da, groaznic. Adică, mai bine zis, nu. Uite ce a fost. McPherson avea un câine la care ținea foarte mult, dar care pe Murdoch îl irita. Într-o bună zi s-a repezit la cățel, l-a strâns cu fuie de gât și l-a aruncat pe fereastră. Da, ciudat. Cred că ar trebui să cercetăm mai îndeaproape acest aspect al relațiilor dintre Marx și profesorul de științe naturale. Deocamdată însă ar fi bine să cercetăm locul. Nu mă pricep la anchete, bănuiesc că dumneata știi mai bine ce trebuie să facem. McPherson venea dintr-acolo, nu? Da. Poteca vine direct de la plajă, da? Da, e singura dinspre lagună. Hai să coborâm poteca. Pietul om, ce moarte tragică la vârsta lui. Uite aici urmele tălpilor lui. Era încălțat cu papuși de pânză. N-am observat. Nici nu apucase să-și lege și returile. Evident, se grăbise să ajungă pe faleză. Îl fugărise individul care îl biciuia. Da, bine, asta nu știu deocamdată. Nu se văd alte urme de pași. Da-i dreptate. S-ar părea că aici a căzut în patru labe. De unde știi? Uite urma unei mâini cu degetele desfăcute. E îndreptat înspre partea de sus a pantei. Iar scobiturile astea rotunde ar părea să arate că a căzut în genunchi. Mai erau două și mai sus. Ești extraordinar, Holmes, dar hai să mergem mai departe. Fiecare lucru la timpul său. Holmes, ce e acolo? Uite. Da, e prosopul lui. Hai să ne apropiem de la gură. Mai repede, poate găsim numele celuilalt. Poate îl prindem. Ciudat. Ce anume? Nu e nicio altă urmă pe plajă. Uite, aici se văd urme de tălpi. Picioare goale. Aici s-a descălțat McPherson. Probabil se pregătea să se scalde și totuși n-a intrat în apă, pentru că, uite, prosopul e neatins, e uscat. Înseamnă că l-a atacat cineva înainte de a intra în apă. Hai să recapitulăm. McPherson a plecat de la școală și Murdoch urma să-l ajungă pe plajă. Sau cel puțin așa spune. Oare cât timp să fi rămas McPherson pe plajă? A plecat de la școală de la Vila Frontoanilor cam cu 20 de minute înaintea mea. Socotind că un tânăr atletic merge mai repede ca dumneata, am putea presupune că a avut un răgaz de tir ca un sfert de oră pentru scăldat. Și în timpul ăsta s-a produs această faptă barbară. Dar cine a putut să o săvârșească? Unde a fugit sau unde s-a ascuns criminalul? E, prea departe n-a putut să ajungă. Poate s-a ascuns în peșterile din calcarul falezei. După câte îmi dau seama, peșterile astea pe care le luminează direct soarele matinal sunt mici și nu se poate ascunde nimeni în ele. Cam cât să fi fost ceasul când l-am zărit noi pe McPherson? 8:12. Și acum? 8:24. Explos. Te gândești dacă răufăcătorii au avut timpul necesar să fugă? Da. Și pe urmă, între ei și noi se află și laguna. E ora fluxului și apa se ridică destul de sus. Ar fi fost în pericol. Poate a fugit cu barca. Uite niște bărci de pescar. Nu, sunt prea departe. De altfel, pescarii pot fi cercetați pe îndelete mai târziu. Mai bine să ne întoarcem la sărmanul McPherson.
Văd că Marder l-a adus pe Anders în jandarmul satului. Da, să sperăm că va putea să rezolve misterul. Chiar vrei să ieși la pensie, domnule Holmes? Credeam că tragedia de față te va stimula. E, bineînțeles că îi voi da tot concursul, dacă mi-l va cere. Păcat că deocamdată nu avem alt indiciu decât ultimele vorbe rostite de McPherson. Dar ai înțeles ceva din bolboroseala aceea? Coama leului, doar atât. Bună ziua. Da, bună ziua. Domnule Anderson, noi am fost primii care l-am văzut pe McPherson venind dinspre mare. A murit sub ochii noștri. Domnule profesor, domnul Madoc mi-a povestit ce le-a întâmplat. Domnul Holmes, celebrul detectiv, a și început cercetările. Sunt încântat să vă cunosc, domnule Holmes. Și aș fi foarte fericit dacă mi-ați dat vreun sfat. Povestea pare să fie tare complicată. Sunt gata să te ajut, după modestele mele posibilități, domnule Anderson. Eu sunt de-a dreptul năucit. Niciodată nu s-a întâmplat la noi ceva așa grav. Ce mă sfătui să fac? Păi, sunt de părere să-ți anunți superiorul direct. Da. În al doilea rând, e nevoie de un doctor care să stabilească pricina exactă a morții lui McPherson. Pe de altă parte, te-aș sfătui să nu permiți să se miște absolut niciun lucru de la locul lui până la sosirea celor două persoane despre care îți pomeneam. Păcat că s-a strâns atâta lume. De ce? Se fac prea multe urme. Sub niciun cuvânt să nu lași lumea să se ducă pe plajă. Henry! Da, domnule. Henry, da. Du-te cu docarul până la oraș și anunță-l pe inspectorul Battle. Bine, domnule. Când te întorci, adă și pe doctorul circunscripție. Bine, bine, domnule. Altceva, ce m-a mai sfătuit să fac, domnule Holmes? Bănuiesc că ar trebui să vedem dacă în buzunarele mortului nu se găsește vreun obiect semnificativ. Să-l percheziționăm? Sigur. Da. Aici e o batistă, un briceac. Asta e porvizitul. Da, poate n-ar strica să ne uităm nițel înăuntru. Da. Da. Asta, o hârtiuță. Da. Biletul e scris de o mână de femeie. Dar ce scrie? Așteaptă-mă. Fii sigur că voi veni. Iscălit, Mod. Să fie vorba de o întâlnire? Mai degrabă de o confirmare. Da, nu reiese nici data, nici locul. Da, 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 da. Și acum, domnule Holmes? Cum cred că ar fi bine să pui obiectele la loc în buzunarele lui McPherson și să aștepți venirea superiorilor dumitale? Dumneavoastră plecați? Eu mă duc să-mi iau micul dejun. Poate n-ar fi rău să se facă o cercetare amănunțită a părții de jos a falezei. Eu pentru moment însă vă spun la revedere. La revedere. La revedere. Da, intră. Bună ziua, dragă domnule Holmes. Stackhurst, bine ai venit. Ia loc, te rog. Mulțumesc. Știi, McPherson a fost transportat la școală. Acolo o să se facă ancheta. Și alte vești? S-a găsit ceva în peșterile de la baza falezei? Nimic. Da, știam. În schimb, am găsit eu câte ceva. Ce anume? Uitându-mă prin hârtirile din biroul lui McPherson, am descoperit lucruri interesante. Spune-mi. Am găsit câteva scrisori adresate lui McPherson de către domnișoara Maud Bellamy din Fulworth. Prin urmare, am putut stabili cine a scris bilețelul găsit în buzunarul lui McPherson. Da, unde sunt scrisorile? N-am putut să ți le aduc. Le-au luat anchetatorii, dar nu încap îndoiala că între cei doi tineri era o dragoste foarte puternică. De aceea nu văd cum ar fi putut fata să aibă vreun amestec în această crimă îngrozitoare. Asta rămâne de văzut. Sigur este însă că fata avea întâlnire cu McPherson. De obicei, tot acolo pe plajă vin și ceilalți profesori ai școlii cu elevilor. Da, da, da. Chiar și McPherson venea cu elevii săi. Întâmplător, elevii lui McPherson din cursul superior nu se aflau cu el. Dar e oare cu totul întâmplător? Holmes, nu mă mai chinui. Aceleași gânduri cumplite mă rog și pe mine. Ce vrei să spui? Pe elevii a reținut în ziua aceea Ian Madoc. A ținut morții să le facă o demonstrație algebrică înainte de gustare de dimineață. Da, o coincidență ciudată. Da, și totuși Madoc pare teribil de tulburat de moartea prietenului său. Da, parcă spuneai că nu mai erau în relații așa de bune. De vreun an încoace Madoc se apropiase din nou de McPherson. Uitase întâmplarea cu câinele pe semne. Era o poveste veche. Da, 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 da. Dar nu cumva a rămas dorința de răzbunare? Nu,
Lumea zice că în ultima vreme era o prietenă la toartă. Bine, atunci poate că ar fi cazul să cercetăm chestiunea cu fata. O cunoști? Cine nu o cunoaște? E supranumită zâna ținutului. Cine e fata? E fica bătrânului Tom Bellamy, proprietarul tuturor embarcațiunilor și al cabinelor de baie de pe plajă din Fulgors. Pe vremuri a fost un simplu pescar, dar acum a prins nițel cheag. Afacerile le conduce el și cu fiul său William. Ce-ar fi dacă am face o mică plimbare până la Fellers? Am putea să stăm câteva minute de vorbă cu familia Bellamy. Dar ce pretext am putea găsi? Asta nu e o problemă. Găsim noi un motiv oarecare. Îl bănuiești cumva pe bătrânul Tom? Rămâne de văzut, dragul meu. Deocamdată cercetez. Bine, să mergem. Haideți. Casele acelea sunt din Fellers? Dacă tunul se întinde pe un semicerc în jurul golfului. Pe coastă s-au ridicat și câteva vile. Noi mergem la vila Rimanul. E casa lui Bellamy? Da, uite aceea cu acoperișul de ardezie. Aceea și cu foișor. Madrach, văd că tocmai de acolo vine, nu? Da, dar nu înțeleg de ce aleargă așa. Madrach. Bună ziua, domnule director. Ce căutai aici? Domnule Steckers, la școală vă sunt subaltern. Dar nu văd de ce ar trebui să vă dau socoteală de faptele mele și în afara școlii. Domnule Madrach, răspunsul dumitale mi se pare total lipsit de politețe. Oare întrebarea dumneavoastră nu poate primi aceeași etichetă? Nu e prima dată când trebuie să constat și lipsa dumitale de bună cuvință. În schimb, te asigur că va fi ultima. Mă rog. De altfel, asta era și intenția mea. Să plec de la școala dumneavoastră. Astăzi am pierdut pe singurul om de la Vila Frontoanelor care făcea instituția dumneavoastră suportabilă. Bună ziua! Ce zici? Ce om imposibil! Ceea ce mă interesează mai mult e faptul că Madrach se grăbește să părăsească localitatea. Parcă în mintea mea încep să se înfiri pe oarecare bănuieli. Poate că vizita la familia Bellamy o să arunce puțină lumină asupra celor întâmplate. O prăsnicie! Dar ce-o fi căutat la Bellamy? Sper să aflăm curând. Să sunăm, domnule Steckers. Da. Dumneavoastră? Putem vorbi cu domnul Bellamy. Pe cine să anunț? Pe profesorul Steckers și detectivul Holmes. Prea bine, domnilor. Nu știu dacă o să fie prea încântat să primească vizita unui detectiv. În orice caz, când va afla scopul vizitei, ne va ajuta probabil. Să speră. Uite că vine celălalt fiul lui. Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Dar cu ce vă pot fi de folos? Mi-am permis să trec pe la dumneavoastră împreună cu celebrul detectiv Sherlock Holmes în legătură cu tragedia profesorului McPherson, care și-a găsit moartea azi dimineață pe faleză. Poate ar trebui să vă spunem mai întâi câteva amănunte despre această groaznică întâmplare. După câte știm, domnul McPherson era foarte atașat de fica dumneavoastră. Nu, domnilor, nu țin să aflu niciun fel de amănunte. Și eu și fiul meu suntem de părere că atențiile cu care o înconjura domnul McPherson pe mod erau zadarnice. De ce, domnule Bellamy? Mama fetei a murit și noi suntem singurii ei păzitori. Vrem să-i asigurăm lui Mod un viitor strălucit. În orice caz, nu McPherson ar fi putut să o facă fericit. Da. Era un biet profesor. Tată! Mod! Domnișoara Mod! Bună ziua, domnilor! Știu de ce ați venit. Bună ziua, domnișoara! Am aflat că a murit Fitzroy McPherson. Nu trebuie să șovăiți să-mi dați amănunte. Celălalt profesor de la dumneavoastră s-a grăbit să ne aducă vestea. Eu nu văd, domnilor, de ce trebuie să fie sora mea amestecată în toată povestea. Asta William. E treaba mea, William. Te rog, nu înțelegi că e vorba de o crimă? Chiar dacă aș izbuti eu singură să-l descoper pe făptaș, și încă ar fi un omagiu prea mic adus sărmanului McPherson. Tocmai de aceea l-am adus cu mine pe domnul Holmes, domnișoară Mod. Nu numai că e un detectiv celebru, dar e și un om al dreptății și omeniei. Vă rog să faceți dreptate, domnule Holmes.
și să știți că vă puteți bizui pe înțelegerea și sprijinul meu, oricare ar fi vinovații. Vă mulțumesc, domnișoară, mulțumesc. Aș vrea să știu cu ce vă pot ajuta. Mod! Domnișoară Mod, ați pomenit adineori cuvântul vinovați. Da. Sunteți de părere că e vorba de mai multe persoane? Mod! Mod, nu da nicio informație! Cum? O să-ți apară numele în ziare, vei fi compromisă, vei ajunge de râsul lumii! Lasă-mă, William. Domnule Holmes, iată pe ce mă bazez. L-am cunoscut destul de bine pe domnul McPherson ca să-mi dau seama că era curajos și puternic. Un singur om n-ar fi reușit să-l doboare. Asta e drept. Aș putea să vorbesc între patru ochi cu dumneavoastră, domnișoară Mod. Mod, îți interzic! Ce să fac, domnule Holmes? După cum vedeți, tata nu mă las. Da. Mă rog, putem să discutăm și aici, pentru că și așa, în curând, amănuntele vor fi cunoscute de toată lumea. Sper să iasă tot adevărul la lumină. Da, aș fi preferat, desigur, să păstrăm deocamdată secretul, dar de vreme ce tatăl dumneavoastră nu ne permite. Domnișoară Mod, în buzunarul domnului McPherson s-a găsit un bilet din partea dumneavoastră. Un bilet? Vă amintiți de el? Da. Pare să fi fost recent scris. Da. Azi e marți și trebuia să ne întâlnim pe plajă. M-a anunțat prin acest bilet. Și cum? Și cum v-a parvenit? Aș prefera să nu răspund la această întrebare. Da, e important totuși. Dar nu are legătură directă cu obiectul anchetei dumneavoastră. În schimb, vă răspund cu dragă inimă la orice întrebare legată de... legată de moartea logotnicului meu. Logotnic? Logotnic? Da. Eu și McPherson eram logodiți. Ce? Știam că nu veți fi niciodată de acord și de aceea am păstrat taina. De altfel și unchiul lui s-ar fi împotrivit. E un bătrân bolnav, morocănos și ursus. Spuneți-mi, ați avea vreun motiv să bănuiți că logotnicul dumneavoastră avea vreun dușman ascuns? Nu, cred că nu. Nici pe domnul Madder? Nu știu prea bine ce să vă răspund. Bine, bine, domnișoară. Vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința dumneavoastră. Vă rog să mă iertați că am abuzat de amabilitatea dumneavoastră, mai ales acum când sunteți atât de întristat. Sunt convinsă că ați făcut-o doar pentru a putea găsi mai repede vinovați. La revedere, domnișoară. La revedere. Bună ziua, domnule Bellamy. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Da. Intră. Bună ziua, domnule Holmes. Bună ziua, doamnă Johnson. Îmi dați voie să fac curat? A, sigur că da, te rog. Numai să nu-mi deranjez cărțile și hârtiile. Da. De unde ați mai scos și hârsoajele astea? Din pod. Vai de mine, iar ați umblat în lăzile alea profite. Ce să fac, meseria? Bine ar fi să dați de capăt aceste întâmplări blestemate. Ce se mai aude prin sat? Lumea se frământă de pomană. Toți îl bănuiesc pe domnul Madder. Dar parcă poți să știi. Cum, n-a plecat încă? Nu, pentru că sunt bănuieli grele împotriva lui. Măcar că nu se știe nimic sigur. Și nici în camera lui nu s-a găsit nicio urmă la percheziție. Da, să vă las să lucrați. Da, bine, bine, doamnă Johnson, bine. Tristă poveste, domnule Holmes, cu câinele. Cu câinele? Care câine? Câinele domnului McPherson. Da? Dar ce s-a întâmplat cu el? Cum nu știți? Nu. Asta e bună. A murit. A murit? Da, a murit de durere că și-a pierdut stăpânul. Cine ți-a spus? Dacă nu vorbește toată lumea. Câinele s-a întristat cumplit și n-a mâncat nimic o săptămână. Și a murit de foame? Nu, de inimă rea. L-au găsit azi dimineață doi elevi de la Vila Frontoanelor. Dar unde l-au găsit? Pe plajă, chiar acolo unde i-a murit și stăpânul. Serios? Da, chiar în locul acela. Să fie oare cu putință? Da, da. Păi, dar unde vă duceți, domnule Valls?
Ia te uită, a ieșit ca o vijelie. Bună, Holmes. Ziua, domnule Stackers. Bună, Holmes, știi ceva nou? Nu, dar te-aș ruga să-mi dai amănunte cu privire la câinele lui McPherson pe care l-au găsit elevii școlii. Ei, cel mai bine ar fi să-i chemăm pe Sadbury și Blount. Da. Sunt în camera de alături, e și câinele acolo. S-ar putea ca poliția să vrea să-l vadă. Aș vrea să-l văd și eu. Atunci haidem dincolo. Haideți. Sadbury. Da, domnule director. Uite, domnul Holmes vrea să-i răspunzi la câteva întrebări. Am face plăcere să vă răspund la oricâte, domnule Holmes. Unde era când l-ați găsit? Da, chiar pe marginea lagunei. Probabil că adulmeca urmele stăpânului și a ajuns până acolo. Mai trăia când l-ați găsit? Nu, murise. Era țeapăn și încordat, cu ochii bulbucați și cu labele contorsionate. Așa cum e acum? Da, exact. Da. S-ar părea că s-a chinuit mult. Ciudat. Foarte ciudat. Mulțumesc, Sadbury. Mulțumesc, domnule. Plăcere, domnule. Domnule Holmes, vă caută cineva. Cine? Inspectorul Bagel de la Poliția Comitatului. Poftește-le de untru, doamnă Johnson. Bună ziua, domnule Holmes. Bună ziua, domnule inspector. Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Am venit să fac apel la experiența dumneavoastră vastă și îndelungată. Eu întotdeauna mi-am oferit cu plăcere serviciile. Am impresia că am ajuns într-un impas. Întrebarea pe care vreau să vă pun este dacă să procedez sau nu la o arestare. Vă dați seama de implicațiile pe care le-ar avea o acțiune pripită. Vă referiți la domnul Maddock, nu? Da, domnule. Dacă stai să te gândești, altcineva nici nu poate fi implicat. Ăsta e avantajul pe care îl oferă localitățile singuratice și ținuturile pustii. Lucrurile se reduc la o scară foarte mică. Bine, domnule inspector, dar nu e suficient. Dacă n-a făptuit el crima, atunci cine? Dar ce dovezi aveți împotriva lui? Cred că știți și dumneavoastră că e un om misterios, cu un caracter nesuferit, cu izbucniri teribile de furie. Bine, dar... Nu știu dacă știți, el era certat cu McPherson. A vrut să-i omoare câinele. E, bine, asta știu. Și mai e ceva. Maddock se pregătește să plece din localitate. Eu am crezut că va pleca chiar în ziua aceea, pentru că așa lăsase să se înțeleagă. Gândiți-vă în ce situație m-aș afla eu dacă l-aș lăsa să plece când avem atâtea dovezi împotriva lui. Bine, da. Gândiți-vă și dumneavoastră la cele câteva lacune esențiale din raționamentul pe care l-ați construit. De pildă. În primul rând că pentru dimineața crimei, Maddock poate cu siguranță să aducă un alibi perfect valabil. A fost până în ultimul moment împreună cu elevii săi. Iar la câteva minute după ivirea lui McPherson pe faleză, a venit la fața locului. Și să nu uităm că ne-a ajuns din urmă pe Stackers și pe mine, deci nu urcase poteca dinspre mare. Apoi gândiți-vă că ar fi fost absolut imposibil ca el singur să-l fi doborât pe McPherson, un adevărat atlet, mult mai puternic decât Maddock. Și în fine, mai rămâne și chestiunea instrumentului cu care au fost pricinuite rănile mortale. Ce altceva ar fi putut să fie decât un bici sau o cravașă flexibilă? Sau știu eu. Ați cercetat urmele de pe trupul defunctului? Le-am văzut. Le-a văzut și doctorul. Da, uite, eu le-am cercetat foarte atent cu o lupă. Prezintă oarecare particularități. Care anume, domnule Holmes? Priviți puțin fotografia aceasta. Da, e o fotografie mult mărită. Da, în asemenea cazuri recurg adesea la această metodă. Da, nu se poate spune că nu faceți cercetările cu competență și meticulozitate.
Bineînțeles că dacă nu le-aș face așa, n-aș fi ceea ce sunt. Da, da. Da, mă rog, hai să examinăm această urmă ce se întinde în jurul umărului drept. Ei. Ei, nu observați nimic? Nimic deosebit. Bine, dar în primul rând se vede limpede că dunga nu are aceeași intensitate pe tot parcursul ei. Uite, uite, aici e o pată de sânge intens. Da. Și dincoace alta. Da, da, da. Există urme similare și pe cealaltă dungă. Hmm? E? E? Ce-ar putea să însemne aceasta? N-am nici cea mai mică idee. Dumneavoastră aveți? Poate că am, poate că n-am. Cred că în curând voi putea să vă spun mai mult. Tocmai eram cufundat în cercetarea unor cărți vechi când ați venit dumneavoastră. Vă rog să mă iertați de întrerupere, dar descoperirile dumneavoastră ne vor fi foarte utile. Tot ce pot să vă spun este că aflarea unui indiciu cu privire la obiectul care a produs aceste urme ne va apropia foarte mult de descoperirea criminalului. Da. Da, ceea ce o să vă spun acum poate să vă pară absurd, dar eu am impresia că pe spinarea victimei a fost aplicată o rețea de sârmă înroșită în foc. Punctele acestea, mai intens marcate, ar părea să reprezinte întretăierile plasei de metal. Da, excelent. Excelent, presupunerea dumitale mi se pare foarte interesantă. Da, sigur că da. Poate că ai dreptate. Da. Sau ar putea să fie, să zicem, un bici dintre acela supranumit pisica cu nouă cozi. Nouă cozi. Da, cu nouă cozi, sigur. Dar de asta dată cu niște noduri foarte mici și foarte tari. Da, cred că ați nimerit-o bine, domnule Holmes. Credeți, da? Da, da. E tot așa de bine, s-ar putea să fie și o cauză complet diferită, domnule Badle. Cum? Da. E, în orice caz, însă, dovezile de care dispunem sunt mult prea slabe pentru a justifica emiterea unui mandat de arestare. De ce? Nu. Și pe lângă asta mai avem și acele ultime cuvinte. Coamaleului. Dar le-ați auzit bine? În orice caz, sunt convins că am auzit destul de limpede cuvântul coama. N-aveți nicio altă explicație? Așa, ca o alternativă, domnule Holmes? Poate că am, dar nu țin prea mult să o dau în vileag până ce nu avem posibilitatea să discutăm un alt lucru pe care aș vrea mai întâi să mi-l clarific. E, și când se va întâmpla asta? Peste vreo oră sau cine știe, poate chiar mai curând. Aș da nu știu cât să aflu ce e în mintea dumneavoastră, domnule Holmes. Poate vă gândiți la bărcile acelea de pescari. Nu. Erau mult prea departe de țărm. Da. Atunci poate la Bernie și la William, fiul său. Nu cumva ei au făcut de petrecanie? Iertați-mă, domnule Badl, dar nu veți putea afla nimic până nu-mi pun la punct cercetările. Da. De altfel sunt convins că avem fiecare treburile noastre. Da. Ce zice dacă ne-am întâlnit din nou aici la amiază? Da, cu plăcere, domnule. La revedere. Ajutor! Ajutor! Holmes, trebuie să bea ceva. Repede, Holmes. Ce s-a întâmplat? Își dă sufletul. Abia am izbutit să-l aduc până aici. Dar ce are, domnule Stecă? A leșinat de două ori pe drum. Bea, domnule, mă aduc. Mai ia o înghițitură. Așa. Parcă mă revin. Mă doare. Nu mai înțeleg nimic. Dați-mi puțin un de lemn. Marne. Dați-mi ceva. Orice, numai să-mi alinie durerea asta. Ușurătoare. Unde te doare, madre? Uite aici umărul. Holmes, semnul. Același semn. O rețea de linii inflamate. Exact ca pe pielea lui McPherson. Inima. Ajutor.
Poate să moară dintr-o clipă într alta. Dați-i puțin să bea. Eu am să-i tamponez rănile cu un de lemn. Doamne Johnson! Bea, madă. Bea, bea, madă. Adu un de lemn, nu te rog. Să-l așezăm aici pe pat. Încet. Am adus, domnule Fontes. Da, așa, bine. Așa. Te simți mai bine, domnule Madă? Da, puțin. Puțin mai bine. Dar ce-ai pățit, domnule Madă? Am impresia că o să-l doarmă. Lăsați-l să se refacă. Da, așa e foarte bine. E bine că a scăpat totuși. Credeam că-l pierd și pe el. A doua victimă. Nu înțeleg nimic. Mai încet. Lămuriți-mă și pe mine, domnule Holmes. Ce se întâmplă în satul ăsta? Ai să afli, domnule Butler, ai să afli. Unde l-ați găsit, Stackers? Jos pe plajă. Exact unde a pățit și McPherson nenorocirea. Dacă ar fi fost și el suferind de inimă, ca și McPherson, n-ar mai fi trăit, sunt sigur. Teribil. Da, povestește-mi totul, te rog. Mă plimbam pe faleze când i-am auzit strigătul. Era la malul apii și se clătina pe picioare ca un om beat. Deci acelea simptome ca și în cazul lui McPherson. Mai era cineva cu el? Nu, nimeni. Am coborât cât am putut mai repede. L-am învelit în niște haine și l-am ajutat să urce răba. N-ați văzut pe nimeni prin preajmă? Nu. Holmes, dragă, te implor. Dar ești un om capabil. Nu-ți cruța eforturile. Descoperă misterul care apasă asupra locului acestuia, asupra satului nostru. Am să încerc, Stăhărst, am să încerc. Vino imediat cu mine. Unde vă duceți? Vino și dumneata, inspectore. Doamnă Johnson. Da, domnule Holmes. Ai grijă de bolnav, te rog. Deși cred că o să doarmă până când ne întoarcem. Da, așa voi face. Domnule da. Holmes, n-ar fi mai bine să-l păzești și eu? Poate că... Nu cred că e nevoie. Mai degrabă vino cu noi să vedem dacă nu putem să-ți predăm asasinul. Da? Iată-ne la locul cu pricina. Am mai cercetat în repetate rânduri laguna. Iată prosoapele și hainele lăsate de bietul Madă. În dreptul scobitului este la da, aici apa e limpede ca cristalul. Da, e firesc ca un notător să se aleagă un asemenea loc pentru scăldat. E ca o piscină cu apa verde, transparentă. Totuși, sunt cam periculoase stâncile de la fund. Aici apa e mai adâncă și mai liniștită. Dar malul e foarte abrupt. Ce? Ați găsit ceva? Cred că da. Nu văd nimic. Ah, da. Dar ce e pata aceea gălbuie? Ceva argintiu care... Parcă ar fi un smog de fire încălcite. Seamănă cu o coamă de leu. Dar are niște dungi argintii. Parcă mișcă sau pulsează. E un animal. Ceane. Și ce legătură are cu cazul nostru? Ăsta e ucigașul. Cum? Ceanea. Ajutați-mă să-l distrug. A făcut destul rău. Acum i-a sunat și lui ceasul. Se vede o membrană galbenă tremurând. Da. De desubtul acestui polovan zace victima noastră, fostul ucigaș. Dar văd că se tulbură apa. Parcă se prelinge o substanță uleioasă din el. Să mă tai dacă înțeleg ceva. Ce animal mai era și ăsta, domnule Holmes? M-am născut și am crescut prin partea locului, dar în viața mea n-am văzut una ca asta. Din fericire pentru oamenii de pe meleagurile noastre, animalul nu trăiește în mod obișnuit pe aici. Probabil a fost adus de uraganul care a bântuit săptămâna trecută. Dar spune-ne, ce e cu dihania asta? Să ne întoarcem la mine acasă să vedem ce e cu Madă. Și pe urmă o să vă spun cât de primejdios este acest animal. Da, să ne... Ce
Ce face bolnavul, doamnă Johnson? E mult mai bine. S-a ridicat în capul oaselor. Sunt încă năuc, domnule Holmes. Oh, dar bine că te văd iarăși, Steaf Armada. Mai aveți dureri? Da. Da, dureri cumplite. Da, oricum. Povestește-ne ce s-a întâmplat. Nu știu. Nu știu nimic. Nu vă amintiți cum s-au petrecut lucrurile? Hai, Maza. Stați, notam. Așa. Și deodată m-au cuprins niște dureri groaznice. Nu te obosi încă să ne povestești. Abia ți-ai recăpătat glasul. Abia am putut ajunge la mal. Eu tot nu izbutesc să înțeleg mare lucru. Până ce mai prinde madă puteri, doamnă Johnson, fă-i un ceai tare. Da. Până atunci am să vă arăt ceva. Ce? Da. Uite, am aici o carte care a adus lumină într-o chestiune ce ar fi putut să rămână de-a purul întunecată. Ce carte? În lumea largă. Este vorba de un explorator care era să piară de pe urma atingerii acestei ființe acvatice. Așa că despre Coamaleului a scris în deplină cunoștință de cauză. Coamaleului? Da, asta e porecla. Științific este numită Cyanea capillata. Numele ei arată că e un animal păros și totodată extrem de periculos, atingerea lui fiind mortală. De altfel, e și mult mai dureroasă decât mușcătura de cobră și la fel de periculoasă. Și ce mai știi despre animalul acesta? Uitați-mi voie să vă spicuiesc câte ceva din observațiile exploratorului. Așa. Dacă notătorii văd o masă rotundă și nedeslușită de membrane și fibre de culoare galben închis, ceva ca un smoc din coama unui leu amestecat cu beteală argintie, să se ferească, pentru că este înspăimântătorul animal Cyanea capillata, cu o înțepătură cumplită. Da, chiar așa era. Autorul acestor însemnări povestește apoi cum a întâlnit un asemenea animal în timp ce nota în largul coastei și a descoperit că ființa aceasta radiază filamente aproape invizibile până la o distanță de 15 metri. Și că orice persoană ce se nimerește în lăuntru acestei circonferințe este în pericol de moarte. Chiar el era să o pățească. Ascultați ce scrie. Da. Tot corpul mi era străbătut de junghiuri. Pulsația încetase, iar inima a zvâcnit de vreo 5-6 ori de parcă voia să-mi spargă pieptul. Da, exact. Exact asta am simțit și eu. Nu te ridica, Madach. Ești încă slăbit. Am crezut că nu o să scap cu viață. Și acum mă doare. De parcă m-ar fi ars cu fierul roșu. A fost ceva de necrezut. Da. Dă-mi și mie să citesc cartea asta, dragă Holmes. Da, momentan cred că ar fi mai utilă altcuiva. Cui? Păi, domnului inspector Butler. Da. Domnule inspector, vă predau această carte din comoara mea de curiozități. Sunt convins că veți găsi aici explicația neîndoielnică și totodată completă a tragediei bietului McPherson. Vă mulțumesc, domnule Holmes. Cred că va fi utilă și celorlalți confrați ai mei. Întâmplător mă scoate și pe mine nevinovat. Ce vrei să spui, Mada? Bănuierile împotriva mea erau firești. Am impresia că am izbutit să scap de acuzații, chiar în ajunul arestării mele. Și asta numai pentru că am împărtășit soarta bietului meu prieten. Să lăsăm asta, domnule Mada. Da. În orice caz, țin să vă mulțumesc pentru descoperirea făcută, domnule Holmes. Realitatea este, domnule Madă, că eu mă aflam pe calea cea bună și dacă aș fi putut porni de acasă mai devreme, așa cum intenționam, aș fi putut să vă cruț de această experiență înspăimântătoare. Dar de unde ai știut de coama leului, Holmes? Mă știe toată lumea că sunt un pasionat cititor și că am o memorie bună pentru tot felul de fleacuri. Și totuși, eu nu înțeleg cum ați ajuns pe urmele Dihaniei? M-au obsedat cuvintele acelea coamaleului pe care le rostise înainte de a muri McPherson. Știam apoi că le-am mai întâlnit undeva. Ați văzut și dumneavoastră că e într-adevăr un nume foarte potrivit pentru acest animal.
Sunt convins că și McPherson știa despre el, iar când l-a văzut plutind pe apă, a vrut să ne avertizeze și pe noi. În orice caz, dezlegarea enigmei vă aparține și eu vă mulțumesc. Cel mai fericit sunt eu, că am scăpat de învinuire. Dar ce căutai la familia Bellamy când ne-am întâlnit acolo? A? Am vrut să-i vestesc lui Maud moartea prietenului nostru comun. La asta nu m-am gândit. Madă, te rog să ștergi cu buretele tot. În viitor sunt convins că o să ne înțelegem foarte bine. Firește, domnule Stegarț. V-aș ruga să mă ajutați să ajung acasă. Cu plăcere, dragul meu. La revedere. La revedere, domnule Holmes. La revedere, domnule inspector. La revedere, domnule. La revedere, la revedere și multă sănătate. Cred că somnul o să vă fie de folos. A scăpat ca prin urechile acului, bietul om. Domnule Holmes, e minunat ceea ce ați izbutit. Citisem eu multe despre dumneavoastră, dar nu crezusem o iotă. Acum însă sunteți formidabil, domnule Holmes. Ați ascultat Coama Leului, dramatizare de Andrei Bantaș, după novela cu același titlu de Arthur Conan Doyle. Distribuția a fost următoarea: Sherlock Holmes, Ion Marinescu; Stehurst, Ion Manta, artist emerit; Murdoch, George Măruță, artist emerit; Maud, Rodica Țuțuianu; Badă, Sorin Gabor; Bellamy, Constantin Brezeanu; Anderson, Sandu Sticlaru; Doamna Johnson, Silvia Fulda; William, Nicolae Pomoje; McPherson, Gheorghe Pufulete; Sedbury, Sergiu Ionescu; servitoarea, Maria Marcelos; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.